Operatorul regional de apă și canalizare a decis întreruperea apei pe câteva străzi joi 24 noiembrie între orele 9 și 13. Directorul zonal al companiei a făcut câteva precizări despre această oprire necesară cuplării consumatorilor la noua rețea de canalizare. Deci, dimineața, început cu ora 9 până la ora 13, se va cesta furnizarea apei pe strada Ion Creangă, partea dinspre cartierul Muncitoresc. Ion Creangă până la Primăveri și Spiru Harez, pentru o cuplare la rețeaua nouă de apă care am făcut-o pe strada Ion Creangă. Vor fi lipsite de apă numai străzile din zona aceea? Da, din partea dreaptă a Bulevardului Republicii. Cam câți consumatori sunt afectați? În jur de 100-150. Când credeți că veți putea reporni pompele și veți... Dar nu, deci nu, deci rămâne numai o parte, atât. Deci partea Ion Creangă din cartierul Muncitor. Cei peste 150 de consumatori casnici afectați de această oprire sunt rugați să-și facă o mică rezervă de apă necesară consumului în intervalul anunțat. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat.